găsit, stimați telespectatori, la întâlnirea cu emisiunea de folclor La izvor de cânt și dor. Astăzi, în prima parte a emisiunii, vom încheia să vă prezentăm selecțiuni de la concertul extraordinar susținut de Orchestra de Muzică Populară Radio la București, în memoriam Valeria Peter Predescu. Ne întâlnim cu recitalul susținut de Cristian Pomohaci și grupul vocal folcloric Valeria Peter Predescu. Așadar, într-o bucurie de suflet lângă suflet pentru a crea puncte de spiritualitate între lumea văzută și lumea nevăzută, stimați telespectatori și stimați spectatori, trebuie să mulțumim de asemenea încă o dată primăriei de la Năsăud, domnului primar de acolo, Dumitru Mureșan, pentru că a sprijinit realizarea acestui eveniment. Trebuie să mulțumim și Centrului Județean de Cultură Bistrița Năsăud. Trebuie să mulțumim și Societății Române de Radio și televiziunii favori care poartă pe calea undelor în Casa Românilor toată frumusețea cântecului nostru tradițional, menit să înnobileze viața noastră și să ne definească identitatea. Dragii mei, vorbeam despre doamna Valeria Peter Predescu și neapărat trebuie să subliniez un aspect marcant al activității dumneaei. Pe lângă acest cântec tradițional de sorginte laică pe care dumneaei și alți interpreți slujitori l-au promovat atât de frumos, Valeria Peter Predescu s-a aplecat și asupra creației folclorice de tip liturgic. Pentru că românul întotdeauna și-a cântat și darul, și dorul către Dumnezeu. Și așa cum a știut el pe versuri create de către țăranul român, acolo în sânul comunității, pe linii folclorice, pe linii melodice de sorginte folclorică, s-au creat așa numitele pricezne, cântări cu caracter bisericesc, cuvântul priceasnă venind din slavonă și însemnând încinstea. Cu alte cuvinte, sunt cântece pe care creștinii le cântă în Biserica Ortodoxă, lăudând pe Domnul, pe Maica Domnului, pe Mântuitorul Iisus Hristos, pe Sfinți și pe toți cei care, prin viața aleasă și exemplu, i-au apropiat de Dumnezeu. Valeria Peter Predescu a adus acest gen de cântec, de cântare, mai corect spus, de acolo din biserică, de acolo din lumea satului și l-a pus pe scenă, realizând un album cu aceste pricezne pe care dumneavoastră le cunoașteți și care le-a pus la sufletul dumneavoastră. Pe acordurile acestor pricezne a avut loc și trecerea dumneiei din lumea aceasta în lumea cealaltă, din lumea văzută în lumea nevăzută. Acolo, în satul dânsei, în biserica din Telciu, unde suflet lângă suflet s-au adunat colegi, ne-am adunat, mai corect spus, colegi de cântec și cei care am iubit-o pe doamna Valeria, dânsa a plecat dintre noi, s-a înălțat cu sufletul la ceruri pentru a-L lăuda pe Dumnezeu acolo. Trupul s-a întors în pământul din care a fost luat și din care se va reîntoarce, după cum spune credința noastră ortodoxă, la învierea cea de obște. A plecat doamna Valeria Peter Predescu, sus în ceruri, unde îi cântă lui Dumnezeu alături de îngeri, aceste pricezne minunate, probabil, credem noi, dar au rămas aici pe pământ cântecele dumneiei care ne bucură sufletele. Și a mai rămas ceva pe pământ. Au rămas prieteni de nădejde, prieteni valoroși, prieteni cu viață într-o Hristos profundă, care la fiecare plecare de genunchi, la fiecare sfântă liturghie, iau din prescura tocmită cu credință și frământată de femeia țărancă română, româncă, iertați-mi emoția, și pun o firimitură acolo pe Sfântul Disc, pomenind numele ei într-o veșnicie. Spre pomenirea adormitei într-un Domnul a roabei Valeria, se spune. Unul dintre acești prieteni care face acest gest bine primit înaintea lui Dumnezeu, întregind prietenia care a unit-o pe scena cântecului cu doamna Valeria Peter Predescu, este Părintele Cristian Pomohaci, pe care un aplauz pentru dumneavoastră, să vă trăiască cu trafinul frumuseții sufletului.
Hristos a fiat în lumea Părinte. Vorbea Părintele Marius Ciprian Pop și când vorbește dumnealui, parcă se coboară cerul pe pământ și cuvintele devin îngeri și parcă nu-și mai au locul decât numai în inimă. Vorbea Părintele Marius Ciprian Pop că menirea unui preot e de a se ruga pentru cei dragi. Și îmi pare rău de multe ori că nu m-am născut preot. Îmi pare rău de multe ori că nu m-am făcut preot.